La sfârșitul secolului al XVIII-lea, era evident că puterea turcilor otomani, odinioară de temut, decădea atât de rapid încât Imperiul Otoman devenise omul bolnav al Europei, gata să moară în orice moment. Însă Imperiul Otoman era încă vast și bine plasat din punct de vedere strategic și comercial, acoperind o mare parte din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Balcani. Soarta acestuia a devenit o chestiune internațională importantă, ce a generat comploturi și rivalități atât în rândul popoarelor native, cât și între marile puteri europene. Și, până la urmă, omul bolnav a supraviețuit mult mai mult decât s-ar fi crezut, chestiunea orientală dominând politica europeană până în secolul XIX. Rusia și Austria au fost principalele beneficiare în timpul fazei din secolul XVIII a declinului otoman. Austria cucerise Ungaria și Transilvania și începuse să pătrundă în Balcan. Rusia s-a extins până la țărmurile Mării Negre, sperând să avanseze spre Marea Mediterană. Expansiunea în Balcan era o perspectivă deosebit de atrăgătoare, de vreme ce multe popoare balcanice, în special bulgarii și sârbii, erau frați slavi și creștini ortodoxi, a căror eliberare rușii o considerau perfect justificat. Totuși, în secolul XIX, alungarea turcilor nu mai reprezenta o problemă simplu de rezolvat. Toate puterile, inclusiv Austria și Rusia, erau reticente în privința revoluțiilor împotriva ordinii stabilite și totodată îngrijorate de posibilitatea unei prăbușiri totale a Imperiului Otoman. Marea Britanie și Franța, care își stabiliseră propriile interese în Imperiul Otoman, doreau să prevină expansiunea rusă, temându-se că slavii eliberați ar putea deveni marionete ale rușilor. Însă opinia publică era scandalizată de frecventele masacre săvârșite de turci, astfel guvernele din țările occidentale nu puteau pur și simplu să-i sprijine pe turci. Aceasta a fost o situație imprevizibilă. Situația a fost și mai mult complicată de faptul că popoarele balcanice erau din ce în ce mai agitate. Deși nu erau destul de puternice pentru a-i alunga pe turci, acestea au declanșat însă o serie de crize ce au determinat intervenția internațională. Prima dintre acestea a fost Revoluția Grecilor din 1821. Deși guvernele europene erau foarte reticente la început, sprijinul popular față de greci și știrile privind atrocitățile săvârșite de turci le-a determinat pe acestea să acționeze. Când sultanul a refuzat să accepte o înțelegere impusă, o expediție anglo-franco-rusă a distrus flotele egiptene și turcești la Navarino în 1827, iar o invazie rusă, 1828-29, i-a obligat pe turci să se supună. În 1830, printr-un tratat semnat la Londra, se recunoștea independența Greciei. Alte trei provincii balcanice, Serbia, Valahia și Moldova, au obținut un statut autonom, adică o conducere proprie, în cadrul Imperiului Otoman. În anii 1830, problema orientală s-a îndreptat asupra posesiunilor otomane din Orientul Mijlociu. Conducătorul Egiptului, Mehmet Ali, a cucerit Siria de la otomani, suveranii săi nominali, însă Marea Britanie a intervenit, iar statutul anterior al provinciei a fost restaurat. În decursul evenimentelor s-a evit altă problemă importantă, dreptul de trecere prin strâmtorile aflate sub control turcesc, Dardanele și Bosfor, ce fac legătura între Marea Neagră și Marea Mediterană. Un acord internațional, Convenția Strâmtorilor, încheiat în 1841, prevedea că nicio navă de război nu avea voie să traverseze strâmtorile atât timp cât Turcia era în stare de pace, restricție cu care rușii nu erau de acord, dar care a durat până în 1923. Începând cu jumătatea secolului al XIX-lea, Rusia a obținut două victorii importante asupra Turciei, impunându-i acesteia condiții dure, care au fost în cele din urmă revizuite de celelalte puteri europene.
Acest lucru a fost prima dată făcut prin pacea de la Paris, 1856, după un război în Crimea, 1854-56, în care Rusia a fost înfrântă de Marea Britanie și Franța. Al doilea acord a încercat să evite un război general și a fost încheiat în cadrul Congresului de la Berlin, 1878. Însă marile puteri au reușit doar să încetinească formarea statelor balcanice, care au ajuns de la autonomie la independență, sfidând uneori acordurile stabilite la congresele internaționale. Astfel, în 1859, Valahia și Moldova s-au unit formând România. Unirea a fost recunoscută în 1862, iar în 1878 a fost recunoscută independența noului stat. În același an a fost recunoscută independența Serbiei și, deși Congresul de la Berlin prevăzuse două state bulgare, acestea s-au unit 1886, câștigându-și în cele din urmă independența deplină 1908. În acest moment devenise clar că posesiunile turcești din Balcan se vor transforma într-o serie de state separate. Acest proces i-a impresionat pe observatori într-o așa măsură încât orice fragmentare similară a unui stat de mari proporții este denumită adesea balcanizare. Pe scurt, chestiunea orientală s-a încheiat după primul război balcanic, 1912, când Serbia, Bulgaria, Muntenegru și Grecia s-au aliat pentru a-i alunga pe turci din Macedonia, lăsându-le acestora doar o regiune mică în Europa. Frontierele au fost trasate din nou, s-a format un nou stat, Albania, balcanizarea fiind astfel completă. Însă regiunea balcanică era departe de stabilitate, iar fragmentarea acesteia a accentuat intrigile dintre marile puteri. Rușii și austriecii s-au implicat profund, deoarece Austro-Ungaria înglobase provinciile sârbo-croate, Bosnia și Herțegovina, în două etape, în 1878 și 1908. Resentimentele sârbilor aveau să ducă la izbucnirea primului război mondial, 1914-18, care a provocat distrugerea imperiilor austriac, rus și otoman, însă nu a soluționat problemele din Balcan puse într-o primă fază de chestiunea orientală.